formidabil că avem o operă, că avem muzică, că avem personaje, că avem un amalgam de stări, de trăiri, de sentimente, de situații ridicole fără îndoială, de paradoxuri universului Caragiale. O scrisoare pierdută la Oradea. Este o parte a României foarte frumoasă și eu cred că merită tot efortul nostru ca să îi încântăm cu artă. Într-un oraș ca Oradea, superb, plin de amintiri, de clădiri restaurate, de istorie, de povești. Și mulțumesc unui public cunoscător, inteligent și plin de umor. Mulțumesc, Oradea! Acesta este European Music Open.